Regret că am vândut Tesla la 170 de dolari pe acțiune și după ce eu am vândut prețul pe acțiune a explodat până la 250. Acum, problema cea mai mare nu este că eu am vândut și prețul a explodat. Problema cea mai mare este că tu ai văzut că eu am vândut și ai făcut același lucru ca și mine. Tocmai din cauza aceasta au apărut în zona de comentarii anumite nemulțumiri, care spun în felul următor. Era important să ne spui dacă ai vândut pe câștig sau pe pierdere. Am spus deja. O să mai spun o dată, nu este problemă. Foarte rău că ai vândut Tesla. M-am luat după tine și am vândut și eu. A explodat de atunci. O a treia persoană spune, ai vândut bine. Acum când era pe plus 5% în 5 zile după ce a stat pe minus 30% 6 luni. Te pricepi. Aceste pricepi înseamnă că îmi spune că sunt prost făcut pământ. Haideți să vedem în videoul de astăzi ce profit am făcut eu de pe urma investiției în Tesla, dacă am vândut bine sau nu am vândut bine și dacă într-adevăr mă pricep sau nu mă pricep și să vedem cât de prost sunt. E bine să știi că mie mi-a luat mai bine de o lună să analizez această companie și să ajung la decizia că vreau să vând această companie și te am prezentat doar decizia pe care am luat-o într-un video de câteva minute. Și tocmai din această cauză, hai să-ți arăt de ce am ajuns la această concluzie. Pentru că pentru mine acțiunea a fost o poziție de bai o perioadă foarte lungă de timp. Doar că după ce am refăcut analiza, am constatat că Nivelul meu de încredere în Elon Musk nu mai este la același nivel. Da? Nivelul încredere în CEO-ul companiei, cel care conduce companie, nu mai este la același nivel. Și dacă se infirmă una dintre aceste trei cărări pe care eu le urmez, adică analiza calitativă nu mai îmi dă încredere, pe nu mă mai interesează analiza cantitativă și prognoza după analiza tehnică. Nu mă mai interesează. Doar că sunt oameni care au vândut din cauza faptului că au văzut la mine preț țintă de achiziție 100 de dolari pe acțiune. Va mai ajunge vreodată Tesla la 100 de dolari pe acțiune? Nu știu. Dar nici nu mă interesează. Pentru că în momentul ăsta eu nu mai am încredere în Elon Musk. Și atunci, cu ce mă ajută pe mine că prețul pe acțiune va ajunge vreodată la 100 de dolari? Nu mă ajută. Și atunci, în momentul în care eu am ajuns la concluzia că nu mai am încredere în Elon Musk și mi-am scăzut prețul țintă de achiziție, au existat niște repercursiuni. Și anume, primul lucru pe care l-am făcut este că am vândut Tesla. În condițiile în care eu am cumpărat în jurul prețului de 150-140 de dolari pe acțiune. La cât am vândut? Pe am vândut la 171. Da? Deci eu am vândut profitabil. Puteam să obțin un profit mai mare de atât? Da, dar pe mine nu asta mă interesează. Eu vreau să fiu investitor în companie, nu trader. Și atunci, dacă mi-am pierdut încrederea în Elon Musk, înseamnă că am stat departe de companie în momentul acela? Nu, nu am stat departe de companie, pentru că am zis că dacă Elon Musk este trader, vreau să fiu și eu trader și am intrat cu short agresiv pe Tesla. Am intrat cu mai multe poziții de short într-o perioadă foarte scurtă de timp, adică am deschis pozițiile de short pe data de 13 și le-am închis tot în data de 13. Deci pozițiile de short înseamnă trading. Eu aleg să fac trading extrem, extrem de rar. Și haideți să vedem câți bani am făcut eu din, acest trade, din aceste poziții de short. E bine, într-o perioadă de o singură zi, dacă te uiți aici în partea dreaptă și faci tu calculele, am luat un profit mai mare de 13.000 de dolari în mai puțin de o zi. Pentru că am zis că dacă Elon Musk este trader pe această companie, vreau să fiu și eu la fel trader. Și am văzut în zona de comentarii foarte mulți oameni care sunt interesați doar de profit. Ei bine, iată, acesta este profitul doar din short. Mare atenție, doar din short, nu și din vânzarea acțiunilor. Pentru că am mai făcut și acolo profit. Și atunci, dacă eu am ales să intru cu short, am ales să vând acțiunile, vei mai cumpăra vreodată Tesla? Da, probabil că vă mai cumpăra, doar în condițiile în care Elon Musk va veni din nou și va lucra pentru companie și se va atinge prețul țintă pentru momentul în care eu sunt dispus să intru în acea companie. Altfel nu. Altfel nu voi mai intra să fiu investitor în companie. Mare atenție, investitor nu înseamnă trader. Trader este altă mărie cu altă pălărie. Investițiile se ocupă cu altceva. Investițiile ajută compania să se dezvolte. Traderul nu este interesat dacă compania se dezvoltă sau nu. El vrea doar să facă profituri rapide. Da? Așadar, fă și tu diferența între trader și investitor și alege în care tabără te afli. Pentru că nu neapărat profitul rapid este cel care contează. Și atunci, haideți să tragem niște concluzii. Regret că am vândut Tesla? Nu. No. Nu regret că am vândut Tesla. Eu am vândut Tesla pentru că nu mai am încredere în Elon Musk. Nu pentru că prețul pe acțiune urmează să crească sau să scadă. Da? Deci nu din cauza prețului pe acțiune eu am decis să ies din această investiție, ci din cauza lui Elon Musk dacă eu am făcut un profit frumoșel. Tu de ce nu ai făcut la fel de mulți bani ca și mine? Pentru că tu ai vândut compania din teama că prețul pe acțiune va scădea. Probabil că te așteptai ca prețul pe acțiune să explodeze și a explodat și ai vândut din teama că prețul pe acțiune va scădea. E bine, investițiile nu merg așa. Asta se cheamă trading. Așadar, alegeți cu băgare de seamă dacă vrei să fii trader sau investitor. Pe mine nu mă interesează prețul pe acțiune dacă nu mai am încredere în CEO. Prețul pe acțiune poate să facă de azi înainte ce vrea el. Pe mine nu mă mai interesează. Pe mine mă interesează doar dacă am astăzi încredere în echipa de management, și astăzi nu am, și dacă prețul pe acțiune este corect. Și astăzi nu mi se pare că prețul pe acțiune este corect. Și atunci singurul lucru care mă interesează pe mine astăzi este să ies din această companie. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci același lucru. Da? Deci nu înseamnă că și tu trebuie să faci același lucru, pentru că este posibil ca să nu faci la fel de mulți bani cum am făcut și eu. Ar trebui să mai cumperi azi Tesla ca să nu ratezi posibile creșteri extraordinare? Păi, dacă ai vândut din teama că prețul va scădea și acum cumperi din cauza temei că prețul va crește, și cum are băgare de seamă pentru că nu ai învățat nimic, faci aceleași greșeli și este posibil să obții aceleași rezultate. Da? nu mai cumpăra sau vinde din teamă. Fă-ți o analiză proprie, făți o analiză calitativă, cantitativă și făți și o analiză tehnică, astfel încât să poți să răspunzi singur la întrebarea dacă trebuie să cumperi sau nu. Nu te luau după ce fac eu, nu te luau după ce fac alți oameni din piață. Ia singur aceste decizii. Tocmai din această cauză eu spun de fiecare dată, construiește-ți un tabel în care să-ți faci această analiză. Și să nu mai răspunzi emoțional la ce se întâmplă în piață. Pentru că, pe perioade foarte scurte de timp, prețul poate să fluctueze în sus foarte mult și poate să fluctueze în jos foarte mult. Ce mă interesează pe mine, ca și investitor, este ce se întâmplă cu compania pe perioadă lungă de timp. Nu ce se întâmplă azi, mâine, poimine. Dacă mă interesează ce se întâmplă azi, mâine, poimine, înseamnă că sunt trader. Și eu nu vreau să fiu trader. Mai deschid poziții de trading din când în când? Da. După cum ai observat, da. Doar că foarte rar. Pe mine mă interesează să fiu investitor. Și investitorii investesc pe perioade minime de 3-7 ani. Tocmai din această cauză, ca de fiecare dată îți spun, învață să iei decizii conștiente. Nu mai lua aceleași decizii pe care le iau eu, pentru că sunt șanse să nu-ți aducă aceleași rezultate. Mie mi-a o perioadă foarte lungă să ajung să iau o decizie. De exemplu, am analizat compania Tesla mai bine de 3 ani, doar că în momentul în care m-am decis, acționez foarte rapid. Din această cauză, e posibil ca tu să nu obții acele, aceleași rezultate pe care le obțin eu. Da? Învață să iei decizii conștiente, învață să-ți faci propriile analize, astfel încât să nu mai stai la mâna celor care îți dau sfaturi pe internet. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp este posibil să deții în portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Ce nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.